Bună dimineața! Colesterol și trigliceride crescute în sânge nu sunt de vină oul și slănina, ci uleiul de palmier. Din cauza lui a fost introdusă o taxă suplimentară care se vrea un avertisment adresat industriei agroalimentare pentru a limita folosirea uleiului de palmier. Din punct de vedere nutritiv, uleiul de palmier conține 45-55% acizi grași saturați, care cresc colesterolul din sânge și riscul de aterogeneză. În schimb, este sărac în acizi grași polinesaturați cu efect protector. Comparativ cu uleiul de măsline, cel de palmier are de două ori mai mulți acizi grași saturați și doar jumătate din procentul de polinesaturați. Grăsimile din uleiul de palmier sunt acizi grași cu lanț lung, asemănător cu grăsimile animale. Însă carnea are valoare nutritivă superioară prin aportul de proteine și minerale, în timp ce uleiul de palmier este o bombă calorică care crește LDL colesterolul. Pentru că este ieftin, uleiul de palmier a ajuns să fie grăsimea de bază utilizată în majoritatea produselor alimentare, de la biscuiți și produse de patiserie la margarină și semi-preparate. Acizii grași saturați din structură sunt stabili la oxidare și la tratamentul termic, deci nu are risc de râncezire ca alte uleiuri. Consistența lui e fermă, seamănă cu untul și untura, e perfect de folosit pentru aluaturi și paste tartinabile. Și când vine vorba de prăjit, tot uleiul de palmier e prima alegere. Până acum, recomandările cu privire la consumul de grăsimi erau clare. Știam că trebuie să reducem aportul de grăsimi animale saturate, care cresc riscul cardiovascular. Uleiul de palmier complică lucrurile. Chiar dacă este o grăsime vegetală, are efecte negative mai mari decât grăsimile animale. Inițial, uleiul de palmier s-a vrut o alternativă sănătoasă la grăsimea hidrogenată de tip margarină, bogată în acizi grași trans. S-a dovedit a fi o variantă la fel de nesănătoasă.